Eu presiune nu prea simt, am fost un jucător mai nesimțit. În schimb, eu am pus presiune pe jucători. Și dacă mă chema Mourinho, poate fac diferență foarte mare, sau comparații foarte mare. Tot apelam, sau oricine ar veni, tot la Pintilii trebuie să apelezi. Pintilii, știți foarte bine, a fost undeva al doilea sau al treilea la toți antrenorii care au fost la echipă, da? Are rost acum să spunem cine a fost înaintea lui. Dar Pintilii, v-am spus, în respectul care l-a acordat jucătorilor, este foarte iubit. Și atunci el știe foarte multe. Eu dacă veneam cu un secund, da? Tot Pintilii. Eu concretizând lucruri normale. Pentru că poate fiecare are tandemul lui, da? Cu secundul lui, preparatorul lui și așa mai departe. Un Pintilii care de 2-3 ani de zile este aici și știe fiecare problemă a jucătorilor, e normal să faci o colaborare cu Pintilii. Din punctul meu de vedere, poate mă înșel. În aceste condiții, patronul cu cine se va ține legătura mai mult decât dumneavoastră sau cu V-am spus că acest grup, patronul va fi informat în permanență. V-am zis că acest grup, acest lanț, da? Acest mecanism în care intră antrenorii cu portare, intră preparatorul fizic, intră staful medical, intră Pintilii, eu, Filip, cum se cheamă, este Ovidiu, deasupra, sau la fel ca și noi, este MMU, da? Totul va fi transparent între noi, dacă ni se cere, nu există normal și de drept, relația este patron Mihai Stoica, da? Dar, v-am spus, această colaborare, în acest angrenaj, oricare l-a întrebat, la fel va răspunde. Sau legătura despre datele, pentru că am zis, eu aș da mult mai multă prioritate lui Pintilii, pentru că v-am spus, am știe tot ce se întâmplă în vestiar. Problema la Steaua, problema la FCSB este de a menține acest drum pe care l-a început Pintilii. Credeți că Pintilii va sta liniștit în timpul meciurilor, că va avea acea capacitate să controleze. Nu se ridice de pe bancă, să se controleze? Nu cred. Păi și nu cred că va avea mâncărimi, nu. N-ai cum.